Universitatea Politehnică Timișoara a accesat în ultimele luni proiecte de practică pentru studenți în valoare de 17 milioane de lei. O parte dintre acestea prevăd inclusiv achiziția de echipamente performante pe care studenții puteau lucra doar în companii, în cadrul programelor de internship sau în momentul în care erau angajați. Piața nu mai este atât de ofertantă și acum joburile disponibile sunt preponderent pentru oamenii cu experiență. În trecut, recrutarea studenților începea din anul 2, companiile îi integrau în programe de lucru de 4 ore sau 8 ore, aveau un tutor din cadrul companiei, iar tinerii continuau în paralel studiile. Acum este mai greu pentru o companie să desemneze persoana care să se ocupe de pregătirea studenților. De asemenea, în ultimele luni, când unii angajați au plecat dintr-o companie, în locul lor au fost angajați mai mulți înlocuitori. Asta înseamnă că a crescut sarcina pe angajații existenți și automat a scăzut timpul de formare pentru începători, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara. Prin achiziționarea de echipamente similare celor folosite în companii și prin implementarea unor noi metode de predare orientate către practică, Universitatea Politehnica Timișoara își propune să stabilească un nou standard în pregătirea studenților pentru cariere în domenii precum mecanică, robotică sau automotive. Cu noile echipamente și proiecte de practică vrem să ne asigurăm că absolvenții noștri vor fi la curent cu cele mai noi tehnologii și metodologii din industrie. Într-o perioadă în care piața muncii devine din ce în ce mai selectivă, pregătirea practică de calitate este esențială, a mai precizat Florin Drăgan. Pentru a susține această inițiativă, UPT a inițiat parteneriate strategice cu companiile din vestul țării, care contribuie nu doar la dotarea laboratoarelor universitare, ci și la actualizarea programelor de studiu pentru a răspunde mai bine cerințelor pieței. Astfel, studenții au acces nu doar la echipamente de ultimă generație, dar și la expertiza unor profesioniști care cunosc cele mai recente tendințe din industrie. Colaborarea cu mediul privat rămâne esențială pentru noi. Deși aceste echipamente ne oferă autonomie în formarea studenților, dorim să păstrăm un dialog constant cu angajatorii pentru a ne asigura că pregătirea oferită este în linie cu ceea ce caută aceștia pe piața muncii. Acest lucru se întâmplă atât în ședințele comitetului director al universității, cât și la organizarea unor evenimente împreună cu companiile. Ultima ediție a Zilelor Carierei, organizată de mai bine de 10 ani de UPT, a însemnat un bun prilej pentru studenții noștri de a vedea care sunt pretențiile din piața muncii, a declarat rectorul Universității Politehnica Timișoara.